Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Pe cine admir cel mai mult și de ce? Să știi că admir două persoane. De fapt, admir mai multe, bineînțeles, da. Dar să spunem așa, trei chiar m-au modelat pe mine foarte mult. În primul rând, bineînțeles, din familie, tatăl meu m-a influențat foarte mult și l-admir în continuare. Adică da. am crezut că o să dispară odată cu înaintarea în vârstă. Știi cum e, toți ne privim părinții când suntem mici, așa ca pe niște eroi, știi, în general, da. Am crezut că o să dispară, știi, mă gândeam, o să cresc, nu o să-l mai privesc așa. Dar nu, în continuare, din contră, de fapt, cu cât cresc, îmi dau seama că tot ce a făcut el în viață așa a fost foarte greu. Da. Și îl apreciez. Pe plan profesional, bineînțeles, mai am Patrick Rogel, cheamă, este, da... Este iubirea mea platonică, să spunem așa. Este un cofetar. De fapt, e un ciocolatier. Ciocolatier. Exact. Extraordinar, minunat, un francez. Geniu. Da, este francez. Dar nu asta contează. Nu asta contează. Nu, pur și simplu. Pur și simplu ceea ce face el mi se pare genial. Și cam atât. Sunt foarte mulți, dar... Astea au venit acum. Principal, exact. Da. Bine. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să numim? În ultimul timp, să știi că am început să mă gândesc mai mult înainte să fac, probabil și din cauza vârstei, cred eu. Adică înainte să iau niște decizii de business. Nu le mai e la fel de rapid? Da, nu le mai iau le la fel de rapid. Le mai treci prin mai multe filtre, cumva? Exact, da. Lucru care nu știu încă dacă este bun sau rău, să știi. Încă nu mi-am dat. N-ai balanța. Exact, nu am balanța asta încă, dar m-a ajutat chestia asta în ultima perioadă și mă gândesc puțin, chiar îmi fac un plan înainte să mă apuc de ceva nou. Și un alt lucru, să știi că am învățat să ascult mai mult oamenii din jur. Asta dacă nu vorbim de business, știi? Îi ascult mai mult. Înainte era mai repezită. Acum îi ascult și văd că până la urmă fiecare avem dreptate în felul nostru, știi? Chiar este ceva în până la urmă e un stereotip, dar chiar așa este că toți avem dreptate în felul nostru. Și mă aștept foarte mult să ascult oamenii și să vezi ce ții de acolo sau exact, nu. Da. În regulă. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? I-aș învăța să fie tenace. Tenace? Da. I-aș învăța. Adică dacă aș transmite lucrul ăsta, mi se pare că tenacitatea în viață este foarte importantă, știi? Noi avem tendința asta de a lăsa. Nu ne iese odată, ne iese doar, lăsăm baltă, trecem mai departe. Dar pe mine m-a ajutat foarte mult treaba asta. Să continui că, cumva, exact, nu? Să nu mă dau bătută și să încerc de fiecare dată când nu mi iese ceva, să încerc a doua, a treia, a patra, a cincea, până mă conving eu că într-adevăr nu iese treaba respectivă. Da. Bine, următoarea întrebare. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Iarăși, poate un stereotip, dar să știi că investiția în mine a dat foarte, probabil foarte mulți au răspuns cu siguranță. Așa, dar chiar este o chestie care dă roade, pentru că, iarăși, noi ca oameni cred că avem tendința asta de a spune stop la un moment dat. Știi, am învățat destul, nu știu. Mă opresc la, acum. Mă opresc, da. Am fost la școală, am terminat o facultate, dar... dacă m-aș fi oprit acum câți ani am, nici nu mai știu când am terminat facultatea. Dacă m-aș fi oprit acum cât, 10 ani? Pam, 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 7, 8? Pam, 10? Așa, 9? 8? 8?
parcă. Bine. Dacă m-aș fi oprit atunci, da? Ar fi fost grav. Da, ar fi fost grav, pentru că... Rămâne la acel nivel. Da, și cele mai frumoase lucruri le-am învățat în ultimul timp. Chiar investind constant în mine. Adică mă pun întotdeauna în situații, să știi, nu neapărat dificile, dar diferite. Adică nu mă plafonez niciodată. Tendința către creștere, cumva. Exact, nu mă plafonez neapărat niciodată, bruscă. Da, dar mă pun tot timpul în situații în care nu sunt obișnuită să fiu pusă. Pur și simplu mă scriu la cursuri, mă... testez chestii. Exact, testez chestii. Nu sunt un om care se plafonează. Nu, eu nu m-am plictisit niciodată în viața mea acasă. Nu există pentru mine acest... Nu, pur și simplu. Nu crezi în cuvântul ăsta. Nu cred în cuvântul ăsta, pentru că lumea asta e atât de mare și atât de multe lucruri de descoperit. Credem, atât de multe lucruri, încât nu înțeleg cum cineva se poate plictisi. Nu îmi dau seama. Dar investiția în noi înșine este cea mai bună. În regulă. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Faptul că muncesc non-stop. Multă lume mă întreabă, Doamne, cum reușești pur și simplu să... Da, de ce nu ai sâmbătă, de ce nu ai duminică? Și îți spun, mi se spune aproape zilnic de către cineva, nu înțeleg cum reușești să faci lucrul ăsta. Și chiar mi se reproșează că sunt nebună și obsedată de muncă. Dar ceea ce nu înțelege nimeni este că eu nu văd lucrul ăsta ca pe o muncă. Da. Mie mi se pare că de aici vine problema noastră, de fapt problema multora și nemulțumirea față de viața lor, pentru că noi nu acceptăm ceea ce facem. Știi? Tot timpul vrem să schimbăm ceva, dar nu neapărat în mai bine, ci pur și simplu suntem nemulțumiți și vrem să schimbăm ceva. Știi? E o chestie, adică observ la oamenii din jurul meu. Eu mi-accept, știi, mi-accept și este modul și stilul meu de viață. Pur și așa trăiesc eu, știi? Înțeleg. Accept, îmi însușesc atât de bine tot ceea autentică. Ce fac, exact, încât pentru mine nu este muncă faptul că vin mâine, uite, mâine la ora 6 trebuie să fiu la laborator. Pentru mine nu este sub nicio formă, ceva rău sau ceva... Mamă, trebuie să fac asta. Mamă, trebuie să... Da, depinde foarte mult și cum privim. Mie îmi place, adică eu privesc, e o bucurie pentru mine. Mă trezesc, mă duc la laborator și mă bucur de fiecare moment. De ce faci acolo? Știi? Chiar mă bucur, dar câteodată nu sunt crezută. Îți jur, câteodată, adică dau impresia asta că mă prefac, că forțez, dar nu. Chiar așa este, știi? Chiar așa e. Fiindcă poate ei încă nu acceptau ideea asta pentru ei cumva. Da, da, da. Eu cred că asta e drumul spre fericire și împlinire, să accepti, să începi și ospătar, nu știu, ospătar, majordom, habar n-am, femeie de serviciu dacă ești, dai cu picamărul, habar n-am, dacă tu accepti lucrul ăsta și spui, da, domne, eu... pentru a trăi și pentru a face bani, fac asta, dau cu picamărul. Îmi place treaba asta sau nu îmi place, o accept, o duc mai departe și dacă nu îmi place, schimb. Da. Dar măcar accept chestia asta, știi? Și cred că asta ne ajută foarte mult în viață. În regulă. Următoarea întrebare. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Aoleu, asta e groaznică întrebare. Ce aș pune pe un afiș? Suspans. Da, suspans. Trebuie să fie legat de ceva anume? Nu. Poate fi orice. Vai, eu zic să revenim la întrebarea asta. Vrei să-ți dau niște... alte răspunsuri? Bine, Tomi. Te ajută? Da. Pe recent am primit așa... un copil care zâmbește. Da, da. Ideea E prea bună răspunsul ăsta. Da. E deja luat. Da. Da. Amuzant e că cel de dinainte a fost un smiley face. Cineva a spus do what you love. Foarte variat, adică... Da, 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 da. Dar dacă vrei, revenim. Da, revenim. Pentru Bine. Că acum mi se pare că aș spune ceva care Bine. Seamănă prea mult. Da. Hai să trecem la următoarea. Bine. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Mă gândesc la univers.
a universului. Da, mă gândesc că lumea e atât de mare. Da. Și universul ăsta este atât de mare, mă văd mică și îmi dau seama că și problemele sunt mici. Și uite, așa depășesc momentul. Da, asta fac. În regulă. Da. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Măi, aș deveni bogat prin... Pe mine mă bucură foarte mult să-i văd pe cei din jurul meu fericiți, așa, împliniți. Tu energie și... bună. Da, 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 foarte mult. Și mă bucură când văd că... că am o echipă, știi? Asta mă bucură foarte mult, îmi place. Deci da, când de intru cred. Așa, câteodată mă vine să-i pup. Mă uit. Poate așa, și facem eu. Doamne, nu gândesc, mă intru la laborator, știi? Da, da, da. Și încep să-i pup. Adică toată mă uit așa la ei și mă gândesc, doamne, chiar mă bucură foarte mult să-i văd pe ei așa, știi? Ca un rost, ca o... că am reușit să creez ceva, știi? Fără să îmi propun neapărat, dar faptul că alți oameni cred în ceea ce cred eu și că... S-au alăturat. Da, și că mi s-au alăturat într-un proiect care până la urmă, știi, e proiectul meu, nu a fost... mi se pare minunat, știi? Să vină alți oameni cu tine, să-ți fie alături, știi? Iarăși, cred că întrebările astea, adică ceea ce spun probabil este... nu știu, sună stereotip, lucru care mie nu-mi place deloc, dar chiar așa e, știi? Faptul că reușești să-i faci pe alții să facă niște lucruri împreună cu tine, asta mă umple pe mine de fericire. Chiar și faptul că muncesc și ei cu drag, știi, și cu rezultat într-un proiect, mă umple și pe mine de fericire arătă de ei. Da, cam asta... Foarte tare, mă bucur. Următoarea întrebare. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Eu am fost foarte influențată de Martin Eden al lui Jack London. Nu știu, l-am citit în momentul potrivit. Să știi sincron. Că n-am mai revenit. Nu am mai citit. Pentru că am zis că nu vreau să-mi stric. L-am citit când aveam vreo 14 ani. Oh. Da, destul de... dar, nu știu, m-a format un pic așa, m-a influențat. M-a faptul, știi cum... Ți-a pus o fundație? Da, sau mi-a ceva pus de o fundație și m-a impresionat cum lucra Martin Eden și cât de atent era la mișcările, gesturile pe care le făceam. Și mi-a rămas chestia asta. Și bine, îmi place foarte mult Oscar Wilde, orice. Foarte mult. Orice de la... Orice, da. Îmi place, mi se pare că scrie atât de frumos și mie până la urmă rolul scrisului mi se pare acela de a te introduce, de a te scoate din cotidian, știi? Și mi se pare că Oscar Wilde face chestia asta. Atunci când citesc, chiar mă face să mă gândesc la cu totul altceva. Decât, te duce în alte zone. Exact, da, da. Bine. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Frică. Mai uite, de exemplu, mi-a fost foarte greu când am deschis braseria. Da. Mi-era frică de faptul că nu știam exact ce trebuie să... Și nu știam exact ce trebuie să fac. Știi? Nu de efect mi-a fost frică. Okay. Nu. Pur și simplu m-am trezit cu o echipă de 20 de oameni și nu știam ce să... Adică mi-era... Dacă pe partea de cofetărie nu am nicio problemă pentru că știu e foarte bine, ta. E zona mea, pe partea de bucătărie era groaznic pentru că nu
știam ce Dubii, presupune exact da, o bucătărie, second thoughts, da. Și nu știam ce să le cer oamenilor, nu știam și mi-a fost, îți recunosc la început, mi-a fost un pic frică de chestia asta, dar nu am lăsat, sper, să se vadă și bineînțeles că am început să învăț ce înseamnă o bucătărie. Exact, pur și simplu am stat vreo 4 luni de zile, zi de zi am stat în bucătărie, am văzut despre ce e vorba și când mi-am dat seama că nu este așa un domeniu zona întunecată. Da, zona întunecată. Și da, a fost o perioadă destul de grea la început, dar am învățat foarte mult, foarte mult din ea. Această frică de a conduce o bucătărie, de a direcționa o echipă atât de mare. Da, da. Gândește-te că aveam 26 de ani și aveam oameni la braserie, mai ales oamenii erau toți mai mari ca mine. Te-a pus într-un rol mai... Exact, eram... Până te-ai acomodat. Până m-am acomodat, exact. Nu vreau să fie ceva fals și nu vreau să fie genul ăla vine nu și... Nu ai fost autentică. Exact, până la urmă totul s-a rezolvat. Și tare. Da. Bine. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Încep cu eșecurile pentru că e mai ușor, nu prea am avut până acum, adică spun sincer că mă mai gândesc câteodată, dar nu am niciun eșec, chiar nu am avut, adică mi-am creat drumul în așa fel încât să nu am posibilitatea eșecului atât de mare, așa că nu am întâlnit eșecul până super. Acum. Doamne ferește, sper să nu-l întâlnesc nici de acum înainte, dar reușita perseverenței o atribui și faptului că repet, mi-am asumat ceea ce, adică am știut despre ce e vorba de la început, știi, eu crescând într-un mediu, adică am crescut într-o familie care asta făcea și face. Aveai o idee. Exact, aveam o idee despre ce presupune. Oamenii în general se bagă în domeniul ăsta fără să realizeze de fapt ce înseamnă. Toată avem dinamic. Așteptări mari, dar realitatea este cu totul diferită. Exact. Și în plus am avut motivele bune pentru a face treaba asta. Nu am vrut nici să mă îmbogățesc, nu am vrut nici să fac pe șefa cu o echipă de 20. Nu era despre asta. Nu era despre asta, știi? Absolut deloc. Adică am avut motivul meu, a fost foarte bun. Pur și simplu de a-mi crea o viață în care să nu-mi fie greu să mă trezesc de dimineață, de a antrena alți oameni într-un proiect pe care eu îl văd frumos, de a-i ghida către, în care cred, exact, și de a-i ghida și pe ei către în procesul acesta și de a-i ghida și pe ei până la urmă să se descopere pe ei înșiși, știi? Pentru că de asta, uite, de asta eu nu vreau să cresc foarte mult, pentru că mie îmi place ideea de echipă și de a interacționa constant cu oamenii. Da. Așa dacă am 30 de franchise și na. Tare greu mi-ar fi să intru în contact cu ei. Și probabil s-ar pierde acel touch care se creează în mediul respectiv. Da, exact. Pentru că la noi omul este foarte important. Omul care intră în contact cu oaspeții noștri. Da, cu siguranță. Și să replici treaba asta e destul de greu. În regulă. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Măi, de pierdut totul nu am cum să pierd, pentru că tot ce am eu este în mine, crede-mă, nu am nimic, nu am nimic și am evitat treaba asta să am chestii fizice, tot ce am este al entității juridice Zexe Confeturi, nu este al meu. Deci eu personal nu prea am chestii, deci nu am ce să pierd. Tocmai pentru că am vrut să evit această comoditate, știi, creată de lucrurile astea. Nu știu, n-am simțit nevoia. Nu am la mine acasă, e ca la hotel. Nu simt nevoia. Mă îmbrac în fiecare zi în aceleași lucruri. Ai rămas la fel tu.
Da, adică am într-adevăr am 40 de tunici albe din astea, pentru că e nevoie. E nevoie, da? Dar atât mă bucură că nu mai risipesc energie de dimineață cu oare ce mă îmbrac azi, da, știi cum făceam în liceu? Acum e foarte simplu, iau tunica din vesta asta, din dulap, pantalonii negri, Adidas și albi și la revedere, știu ce e foarte rapidă. Procesul de dimineață. Deci nu am cum să pierd, știi? Nu am, de asta spun că nu am nici frici de genul ăsta, pentru că nu prea, și dacă aș pierde ceva de ordin material, încă mai pot să o iau de la capăt. Absolut. Știi? Adică nu am, și eu de fapt aș lua de la capăt întotdeauna și la 70 de ani, nu contează, așa e firea mea. Așa e firea ta. Da. În regulă. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Nu schimba nimic. Nice. E un sfat, fă așa cum simți să faci. Mm-hmm. Da, asta îi spune. Fă exact ce simți să faci. Ok. Da. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Să se gândească intens la lucrul acela și să-și canalizeze absolut toată energia și ființa lui spre lucrul respectiv. Pentru că dacă faci treaba asta, nu există. Nu am văzut om care să se elibereze de toate lucrurile și să se îndrepte doar către ceea ce și-a propus să facă și să nu reușească. Adică eu așa văd și așa am funcționat eu până acum. Absolut tot ce mi-am propus s-a îndeplinit, pentru că orice pas mic, oricât de mic ar fi fost el care mă ducea spre treaba respectivă, îl fac în continuare cu extrem de multă seriozitate. Adică orice, crede-mă, și uite, eu de exemplu fac de dimineață, vin la braserie și fac vitrina. Un lucru foarte, nu stai seama, cine mai stă să facă vitrina după 7 ani de vitrine, știi? Numai, poate altul m-ar pune pe altcineva, dar eu, simplu fapt că știu că vitrina respectivă este ștersă perfect, aranjată perfect, cromatic, pe înălțime. Toate detaliile. Exact, toate detaliile. Știu, eu mă gândesc, băi, dacă eu acord atâta atenție detaliilor acestora și iubire până la urmă, știi? E vorba de cât de mult dăruiești tu, atât de mult ți se întoarce, știi? Și faptul că îmi car singură lada de la mașină, lada cu portocale, de la mașină până în laborator, cred că secretul stă de fapt în gesturile astea mici, atitudinea. Și în atitudinea pe care o ai tu față de munca ta, de tine și de ceilalți oameni, știi? Adică de ce să trimit un ospătar să-mi ia oala cu ciorbă din portbagaj când poți o car singură, știi? Da. Cam asta. Deci trebuie să ne concentrăm foarte bine și să facem tot ce facem cu foarte, foarte, oricât de mic ar fi, cu foarte multă seriozitate. Așa da. Să facem. Da? Dacă auzi cuvântul succes, da. La ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Succes. Yep. Da, păi, uite, vezi, mie iar îmi vine în cap Patrick Roger. Poți să-l menționez tot pe el, dacă e. Da, tot pe el, pentru că el este idolul meu în materie de, de fapt, profesional vorbind, și este modelul meu de succes, pentru că mi se pare că a rămas autentic. Da. Într-o lume care, știi, te duce așa, unde vrea ea. Cere altceva acum. Exact, mereu cere altceva. Mereu altceva și foarte greu să rămâi tu constant cu tine în toată treaba asta. E foarte greu pentru că e atât de simplu să te duci în... Să faci switch. Exact, să te duci un pic în dreapta, un pic în stânga și îți pierzi din autenticitate până la urmă, știi? Ok. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dori să te întrebe, Ana? Măi, nu mă întreabă nimeni niciodată. Așa. Despre viața mea personală. Nimeni.
Ok, nimeni nu intră în zona asta. Da, nu m-a întrebat și pe mine nimeni niciodată. Ai un soț? Ai, de măi, nimeni! Și mă întreb voi, da, ce se întâmplă? Tu, da, 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 par, dură și, da. Da, la modul asta, e singură misterioasă pe vecinie. Sau... Nu, e, eu da, cred okay. că e la modul, nu se atinge niciun bărbat decât de nebunești. Adică, tot timpul mă gândesc, de ce nu mă întreabă nimeni de asta, știi? Interesant. Dar poate nici eu nu vorbesc nici.